Exploatarea minieră Lonia nu mai dă cărbune de la finele anului trecut. Singurul abataj funcțional al unității miniere a fost închis din cauza concentrației mari de gaze care punea în pericol personalul. Abatajul cu probleme a fost închis cu diguri, dar la peste o lună de la momentul îndiguirii încă nu se știe când va fi posibil accesul la locul de muncă. Problemele de la mina Lonia înseamnă un minus de cel puțin 300 de tone de huilă în condițiile în care și așa producția de cărbune de la complexul energetic Hunedoara este una extrem de redusă. Din această cauză, termocentrala Paroșeni nu poate produce energie decât cel mult 3 zile pe săptămână. În acest moment, mina Lonia nu mai are niciun abataj din care să extragă cărbune. În 2020, un alt abataj a fost închis din cauza faptului că s-a autoaprins cărbunele.